Nici până la ora asta n-ați aflat cine e în spatele acestor fotografii? Nu, nu am aflat și nici n-am mai avut posibilitatea nici să... Dar fostul președinte Traian Băsescu a aflat? Nu știu, asta dânsul... Păi nu, că dânsul a solicitat, vă amintiți? A solicitat foarte ferm să-i se spună cine a făcut acele fotografii și din câte mă țin minte, la vremea respectivă, a existat informații că a primit un răspuns în acest sens. Da, asta este o discuție pe care o să o purtați când o să aveți ocazia cu postul președinte, da, cu înțelegem că v-a spus, totuși domnul președinte v-a spus, nu, adică... Nu, nu, da, nici dar nu eu am depășit acest moment. Dacă a fost o eroare din partea Alinei Bica în sensul în care dânsa fiind magistrat nu avea voie, eu una nu am știut, probabil că nici dânsa nu a știut. Doi la mână, asta pentru că a venit vorba. Nu eram, ea era într-o deplasare... În continuare mergea în Olanda la un eveniment oficial. Deci era pur și simplu în trecere pe acolo. Nu mai contează. Ăsta a fost un subiect care a explodat în campanie și ăsta este lucrul care contează. Păi, am fost de acord cu dumneavoastră că oportunitatea sau momentul în care a apărut acele este un lucru la care trebuie să reflectăm. Momentul, dar datele nota la care critică, s-au cerut facturile nota critică și așa mai departe. În care am interpretat inclusiv eu și interpretez în continuare acea deplasare, se leagă strict la conduita doamnei Alina Bica. Nu avea nicio legătură cu dumneavoastră ca și candidat prezidențiale. Sigur că dacă aș fi făcut eu dezvăluirea aia, mi-aș fi asumat inclusiv o explicație, trebuie să-mi dau o explicație de ce aș fi făcut-o. Deci am făcut-o atunci. Da. Dar, deci... cum spuneați chiar dumneavoastră, altcineva, pe altcineva bănuiați că era în spatele acelei dezvăluiri și nu un jurnalist rău intenționat sau manipulat sau cârcotaș. A apărut pe un site anonim care a dispărut după aceea. Dar așa vedeți că eu am depășit acest moment. Bun, înțeleg că, așa cum v-am spus, că într-o campanie se întâmplă tot felul de lucruri. Oamenii au putut și nu doar să dumneavoastră vadă și s-a întâmplat. Oamenii au putut să vadă, au analizat. Eu acum spun că de la campanie, din timpul campaniei, când evident am avut parte de atacuri și de situații ca aceasta nemai întâlnite altor candidați, până la ce se întâmplă în ultimele 3 luni de zile, este evident că eu n-am spus că sunt ținta unei campanii dusă împotriva mea, decât de o campanie de presă dusă împotriva mea. Mă refer Stați la că asta nu e presă, analiza. Deci asta nu are nicio treabă. Presa a preluat niște informații pe care a fost preluată oriunde. Și asta e lucrătură că nu presa a fost sursa. Da. Lucrătura e făcută de cineva și asta a fost făcută profesionist. Da, vreți, dumneavoastră insistați să vorbim despre acest subiect. Nu, mergem mai departe. Am spus ce era de spus despre acest subiect și n-aș vrea să mai insist. Vorbesc despre, pun o întrebare, am pus o întrebare la care mă gândesc că cei care urmăresc ce se întâmplă în ultimele 3 luni pot da singur răspunsul. În condițiile în care, așa cum am spus, sunt oameni politici importanți, direct implicați, au direct dosare, au alți oameni de afaceri. Poze cu care politicieni sunt direct de nivelul ăsta penale. De magnitudine asta nu, n-am văzut. Vorbim e, nu, dar dumneavoastră lansați o întrebare, dați-ne și acum vorbim despre dumneavoastră, dar oamenii trebuie să ne dați jurul meu. De ce vi se întâmplă asta dincolo de relația cu Traian Băsescu? Că asta încercați să ne sugerați. Nu încerc să sugerez. Eu că pun o întrebare și încerc de și eu să-mi dau răspunsul și cred. Cred pentru că dacă suntem de acord că eu nu mai reprezint acum nici putere, nici influență, nici n-are nimeni de... Asta în ideea în care înainte cineva se gândea că aș putea să am. Ei, acum chiar dacă cineva se gândea înainte că așa va, evident, din calitatea de lider al unui partid de 6% singurul partid în opoziție, este nefiresc ca toată atenția și toate tunurile să fie... Sunt convins că aveți și o explicație. Știți unde am rămas cu două curiozități apropo de doamna Bica, să încheiem și povestea asta. Doamna Bica are acum, cred că am numărat 1, 2, 3 dosare. Vă surprinde de vreo manieră? Adică de-a lungul... Nu știu decât unul singur să aibă. Mai cred că astăzi, a mai apărut încă unul, cred că cel legat de comisarul de la Alba Iulia pentru fabricarea unor probe. Sunt urmăriți într-o fază foarte incipientă. Este un dosar în sine. Exact. Eu nu am aceste informații. Vedeți, noastră aveți mai multe informații decât mie. Nu știam. Eu știu de dosarul în care este acuzată de abuz în serviciu, dar altul nu știu. Era prietena dumneavoastră bună, așa o caracterizați? Sau cum caracterizați prietenia asta? Îmi asum relația cu Alina Bica. Da, categoric. Sunt de acord. Așa cum îmi asum faptul că am fost căsătorită 10 ani cu Dorin Cocoș. Ajungem și la el, da. Când și sper ca acei așa că veneau oameni și când veneau oameni și vă spuneau tot felul de lucruri, da, cum v-a spus despre Diacomatul la un moment dat. Despre Alina Bica nu v-a zis nimeni niciodată că e băgat într-o combinație de uriașă? Nu, și e o mare diferență. Deci, putem avea prieteni, putem avea șefi,
Dumneavoastră aveți pe domnul Adamescu, nu? Este arestat la domiciliu. Este patronul ziarului. Patronul ziarului, exact. Deci putem avea... Nu, este altceva, este patronul dumneavoastră. Deci putem avea șef, putem avea prieteni, putem avea pe cineva în familie care chiar să încalce legea. Deocamdată aici nu știm, oamenii sunt doar acuzați. Dar să zicem chiar că au încălcat legea. Fapta este penală, este personală. Nu răspunzi nici pentru faptele cuiva din familie, nu. Nici pentru faptele prietenilor. Dacă lumea se întreabă, sigur. Că asta e întrebarea care trebuie pus. Domnule, exact. Cum de n-a știut o persoană atât de informată despre chestiunea, asta? Asta am încercat să spun, că dacă există o curiozitate legitimă și e normal să fie și e de bună credință, eu sunt gata să răspund presei, instituțiilor statului, sunt gata să mă duc, dacă sunt întrebări de pus, să declar lucrurile pe care și le-a DNA. Deci îmi doresc ca lucrurile să fie lămurite, pentru că este foarte important pentru mine să nu existe aceste speculații din punctul meu de vedere făcute interesat. Să luăm caz concret, vă pot răspunde concret la orice întrebare. Nu, nu am știut. Nu am știut că Alina Bica, în prima parte, în 2010, în 2011 la început, că Alina Bica făcea parte din acel consiliu. Nu am știut că NRP-ul are un consiliu. Știam că această agenție de restituire de proprietăți este condusă de un președinte. Pentru că atunci când s-au împărțit la nivelul guvernului, când am trecut de alegerile prezidențiale și am rămas în guvernare doar cu DMR, s-au împărțit politic conducerile instituțiilor, agențiilor, ministerilor și așa și mai că departe. Doamna Bica cine a susținut-o? Nu, doamna Bica venise, nu a fost numită politic, a venit din partea Ministerului Justiției. Păi și acolo. Dar într-o, cineva, nu, în, tot într-un algoritm mai tot într-un. Asta nu știu. Nu știu domnul cum. Boc, dar nu, când nu, se nu, face? Acolo erau reprezentanții, nu. Politica a fost numit președintele partidului. Și, instituțiile, și la minister cine a... Instituțiile trimiteau ei. Nu știu asta, trebuie să întrebați ministrul de atunci. Înțeleg că domnul Predoiu a spus că dânsul a numit-o. Păi, dânsul a numit-o, da. Și domnul Predoiu... Asta mai nu știu. Duce și el la partid, mai întreabă, mai punem acolo... Deci, nu mai de doamna, nu numai de doamna Bica. Nici de ceilalți. De domnul Cătălin... Cum îl cheamă? Fostul meu coleg, Grigorez. Nu, Cătălin de la Argeș. Da, și mie îmi scapă. De domnul Diacomatu, de alții care erau în acea comisie. Habar nu aveam. Deși aceia erau numiți politici, nu veneau din partea unor instituții. Pentru că nu știam, nu m-a interesat, nu era subiectul meu de interes. Eu mă preocupam de ministerul meu. În schimb, când s-a făcut această împărțire de agenții, de instituții între noi și UDMR, s-a pus o